Doamnelor, domnilor, bine ați venit la Politica la Iași. Am plăcerea să-i urez bun venit în platou invitatului meu, domnul conferențiar universitar dr. Dan Chirleșan de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Bine v-am regăsit! Am intitulat emisiunea Economie Mondială, Economie Națională. Sigur, poate că unii telespectatori ar fi considerat că mai oportun ar fi fost rocada în titlu, dar noi intenționăm să mergem până la firul ierbii, de mai de sus înspre firul ierbii, dinspre sistemul, tendințe în sistemul economic global, tendințe și, să spun, fenomene, înspre România noastră cu alegerile ei și cu problemele ei. În logica aceasta, vreau să vă întreb, anul 2024 se apropie de sfârșit, dar bilanțurile le vom avea mai târziu în 2025, probabil, cifre. Dar dacă vorbim de ultimul an, așa generic, am auzit și discursuri legate de riscuri de criză, am auzit și am văzut și puncte de vedere mai optimiste, nu chiar upbeat, cum spun englezii, nu chiar așa foarte, foarte ferm afirmate, dar care sugerează că situația dificilă, politică, poate fi, neutralizată, dar efectele ei pot fi diminuate pentru economia mondială, care ar putea totuși să se înscrie pe un curs mai bun. Da, cu siguranță subiectul ales de dumneavoastră pentru acest dialog creativ poate să nască suficiente controverse și să genereze opinii pro și contra. Cred că contextual ar trebui să pornim de la ceea ce a reprezentat momentul anului 2024, care vine după o perioadă a crizei pandemiei, a crizei energetice și a crizei militare, care a survenit în urmă cu 2 ani de zile prin declanșarea războiului ucrainean-rus și mai nou acelui din zona Israelului cu fâșia Gaza și cu facțiunile Hezbollah. În contextul ăsta, economic vorbind, s-a pus întrebarea dacă modelul economic pe care îl întruchipează societățile vest-europene și cele nord-atlantice, respectiv America-Canada, mai reprezintă un model tractor pentru restul lumii. Dacă nu cumva dorința unor state care formează acum așa numitul BRICS, Brazilia, India, China, Rusia, Mexic, dacă spun bine, da, Africa de Sud și alte câteva țări africane, ar putea să reprezinte noua provocare economică. Aici, fără a fi un cercetător la nivel mondial, mă aliniez și eu argumentelor prin care nu există nici indicatori statistici, financiari, care să arate că aceste țări care întruchipează BRICS-ul ar putea să devină o contrapondere reală la OCDE. Să nu uităm că pentru a avea succes economic trebuie să lași creativitatea să producă, iar țările care își bazează sistemele sociale pe opresiune, pe dictatură, pe constrângeri, nu au reușit să genereze în istoria lumii prea multe inovații și invenții. Este adevărat, dacă ne uităm pe termen lung, vedem eșecul, sau cel prin comparație cu societățile mai libere, societățile mai represive au tins să eșueze economic și cel puțin din modelul liderului lor suprem sau a dictatorului. Din modernitatea timpurie avem asemenea exemple. Avem însă multă lume care se uită mai degrabă pe termen mai scurt, nu pe ciclurile istorice lungi. Și atunci observă că, spre exemplu, economia rusă nu s-a prăbușit, ba chiar și e, sigur, agitată și prezentată figura doamnei
președintea Băncii Centrale din Rusia, Ana Biulina, cred că se numește. Nabulina. Sigur s-a accentuat faptul că economia a dat dovadă de reziliență, ca să folosesc un concept nou. La fel, China nu mai e, parcă s-a mai domolit corul așa de laude, dar totuși văd în știri, inclusiv în primul rând în media occidentale, care sugerează că, în ciuda crizei sau potențialului, în criză demografică, știm, economia chineză pare să fie pe creștere. Și aici cred că și europenii au dat un balon de oxigen Chinei prin așa numitul program de ecologizare sau Green Deal, da, prin care ceea ce reprezenta un motor și un reper în economia europeană, respectiv industria automoto, au pus-o la pământ prin așa numită orientare către mașinile verzi. Unde China are un avantaj comparativ, zic eu, semnificativ. Da, nu? Chinezii au reușit, dacă în urmă cu 5 ani de zile mașinile lor erau chinezării, cum le spunem noi, fără sensul peiorativ, adică niște ascuțitori, acum au devenit niște competitori reali la piața autovehicolor care se vând în Europa. Nu am citit știrea, dar am auzit-o prezentată, cred că la radio, un dealer al unei mărci centrale europene foarte cunoscute, parte dintr-un concern german, vinde, înțeleg că în România, nu știu exact unde, a început să vândă același dealer și o mașină chinezească. Inclusiv marca Duster a celor de la Dacia Pitești are părți sau chiar game întregi produse în China. China, ca să nu mai vorbim de Smart, nu? Care e cea mică, care e chiar... Da, întrebarea care se poate naște e dacă asta ne produce nouă mai mult bine la nivel individual și colectiv, adică la nivel național și supranațional, așa cum este Uniunea Europeană, sau ajutăm ca economia chineză să funcționeze și să producă în continuare creștere de PIB. Dacă ne uităm la relația UE-China, în ultima vreme, ultimul an și jumătate, 2 ani, a fost un ton ridicat și din partea autorităților europene, cu sinusoidă. Acum vine o nouă Comisie Europeană cu același președinte, foarte probabil va trece. La ce să ne așteptăm? Să ne așteptăm la o accentuare a tensiunilor economice sau la un nou început, mai ales dacă va câștiga și Kamala Harris în Statele Unite, nu știm, poate mai vorbim de asta, să fie un moment zero în care hai să ne adunăm, să discutăm, să nu recurgem la tarife, să promovăm liberul schimb. Problema tarifării vamale și a schimburilor comerciale internaționale rămâne un fel de călcâiul lui Ahile. Și să nu uităm că momentul în care Trump a venit la putere a folosit acest Jolly Joker pentru a șantaja sau a condiționa, să nu zic coercita, inclusiv Europa și partenerul chinez. Istoria, care nu stă foarte departe, ne va bate la ușă cât de curând, ne va confirma că aceste schimbări de orientare strategică în care Europa a dus un dolce vita 30 de ani, externalizându-și producția în China, apărarea și bazându-se pe resursele energetice ale Rusiei, partea de energie cu Rusia și partea de apărare militară cu NATO și respectiv Statele Unite, trebuie să-și schimbe paradigma. Și Europa trebuie să dea mai multă atenție zonei de înzestrare a armatei, trebuie să dea mai multă atenție producției în interiorul țărilor membre și, desigur, o suficientă atenție la celelalte servicii pe care le propune. Asta înseamnă să... Cum e? Suntem într-un joc de sumă zero,
a da mai mulți bani armatei înseamnă automat mai puțin unt, hai să spunem. Da, schimbăm sau, dividendul sau păcii suntem, cu cel al războiului. Da, sau putem vorbi de niște consecințe pozitive pe care dezvoltarea anumitor sectoare, practic consecințe care se vor răsfrânge pozitiv în întreaga economie și practic acești bani pentru sectorul militar nu sunt bani consumați, nu știu așa, fără spor. Păi ne putem uita peste ocean la Statele Unite, care au totuși cele mai dotate corpuri de armată și care asigură sau asigurau în context global funcția de apărător al păcii pe diverse zone și teatre de operațiuni. Eu nu sunt adeptul ideii că foarte des elemente, noutăți, realizări ale cercetării în domeniul militar ajung să după aceea să fie folosite în mod foarte profitabil în sectoare civile. Deci unul n-aș susține jocul de sumă zero. Dacă dai la apărare, înseamnă că automat iei din altă parte, de la, nu știu, alt sector. Exemplele bazice pe care le folosim pentru a argumenta pozitiv ce a spus, e chiar internetul sau telefonia mobilă. Exact. Folosite inițial în tehnicile militare și ulterior exportate în cele comerciale sau civile. Mai sunt câteva zile până la alegerile din Statele Unite, nu știm cine va câștiga. Casele de pariuri, și eu mă uit întotdeauna cu atenție mai mult decât la cele de sondare. Decât sondaje, da, dau pe Trump, pe Donald Trump favorit. Ce va însemna asta pentru economia mondială? Și după aceea să trecem spre relația cu Europa. Am mai atins subiectul, dar e un alt Donald Trump decât cel din 2016 sau din nou vom ajunge. E un alt Donald Trump într-un alt ciclu al vieții sale și înconjurat de un alt deep state care s-ar putea să fie mai puțin favorabil europenilor. Ați anticipat cumva sau ați intrat relația Uniunii Europa, Statele Unite, poate fi mai dificil acum în următorul mandat Trump. Ce va însemna pentru ambițiile europene, să spunem, de a prinde din urmă Statele Unite, pentru că vorbeam înainte de emisiune, dumneavoastră sigur cunoașteți profesional, eu ce aflu din zona politologică, mai ales cu referire la economie, parcă Europa rămâne în urmă și mai pronunțat în raport cu Statele Unite. Cred că aici ar trebui să ne mai uităm la un context în care relația asta Statele Unite-Europa funcționa până acum. În relațiile interregionale contează oamenii care le clădesc și oamenii care reprezentau atât Statele Unite cât și Europa proveneau din cei crescuți în timpul războiului rece. În Europa și la Bruxelles și în reprezentanțele lor internaționale erau oameni care au trăit războiul rece și au început să prețuiască mai mult pacea în detrimentul războiului. În Statele Unite, la momentul actual, asistăm la generații care nu mai au conexiuni directe cu Europa. Sunt oameni care vin pe filiera familiilor lor din alte zone globale, nu sunt din emigranți europeni și atunci se pare că Europa o să piardă din importanța pe care Statele Unite o acordă dezvoltărilor internaționale. Vorbim foarte mult în ultimul timp de impactul inteligenței artificiale și toată lumea se gândește, bun, avem indicii, dar se gândește la cum se va dezvolta economia viitorului și aici apare și problema. Jocul între cele Europa, două puteri. Da, aș spune Europa, Statele Unite, China, deși încă dinspre China, nu? Dinspre un regim totalitar,
ne putem aștepta așa la mari performanțe în domeniul inteligenței Vedeți, artificiale? Când spunem inteligența artificială, la momentul actual ar trebui să contextualizăm ce înseamnă inteligența artificială. Înseamnă niște supercomputere care pot să proceseze într-un timp foarte, foarte scurt miliarde de bits de informații și să furnizeze niște concatenări, adică niște posibile livrabile. Sunt două mari centre zonale care dețin aceste supercomputere, Statele Unite și în China. Deci bătălia pe inteligența artificială se duce în cele două zone. Iar IT-știi noștri vor trebui, sau au început deja să orienteze, încotro se îndreaptă. Plecăm înspre Statele Unite sau plecăm înspre China. Ce produce inteligența artificială în viitor, adică o asistență care să suplinească anumite etape din producție, interpretare, educație și să nu suplinească în definitiv individul și forța lui creativă, este o întrebare care nu poate fi parcată și nu avem răspunsurile. Ce s-a întâmplat esențial în afară de această discuție, zic eu, dominantă despre inteligența artificială? Știm că economia e în perpetuă schimbare. S-au putut discerne tendințe noi sau elemente care, să spunem, pentru mine, nespecialist, poate sunt mai greu de văzut, dar care ar putea să aibă consecințe pe termen mediu? Păi, ceea ce putem observa la nivel personal, nefiind niște cititori, specialiști, fiind analiști ai inteligenței artificiale, vedem că ni se accelerează ritmul vieții. Suntem bombardați cu mult mai multe informații care ne sunt servite, unele pozitive, multe sunt manipulative sau cu aspect comercial. Putem să luăm exemplul Facebook sau a celorlalte rețele sociale care, din dorința de a vinde cât mai multă publicitate, au accelerat consumul de conținut. Și atunci inteligența artificială a descoperit că pentru a te determina pe tine să consumi mai mult timp pe rețeaua socială, trebuie să-ți dea ceva ce să te țină legat de ecranul tactil. Mirodeniile secolului 21? Posibil, numai că unele sunt triste sau nocive, pentru că la rândul ei inteligența artificială utilizată în acești algoritmi ai rețelelor sociale au descoperit că tu stai mai mult dacă consumi mai degrabă ură și incertitudine decât dacă consumi o știre pozitivă. Mă uitam și eu, într-un cu totul alt context, nu în pregătirea acestei emisiuni, dar nu spunea că dacă cineva se uită și vede un sau se uită la un documentar absolut pașnic, fără nicio problemă, despre, să spun, o anumită zonă a globului, să spunem, din Africa, sunt șanse mari sau au fost cazuri ca următorul să fie, da, să fie unul cu violență sau să fie unul incitator la ură. Bun, e clar că nu e intenționat, dar mecanismele acestea par să depindă de popularitate și violența și duritatea și hate speech, discursul urii sunt populare. Dar nu ne ajută să trăim mai bine. Ne îndepărtează de obiectivul nostru social, dar probabil că acea formă de socializare pe care am trăit-o în ultimii 30-40 de ani în Europa post-baby boom e pe cale de dispariție. Aș propune să trecem, știu că vă interesează problematica monedei. Nu mai discutăm despre ambițiile BRICS de a disloca dolarul din... Păi ar trebui să pună ceva în schimb. Da. Și din păcate, după al doilea război mondial, vorbim de momentul Bretton Woods, când s-a stabilit noua ordine financiară globală, și atunci DST-ul, drepturile speciale de tragere, au fost alese monede de schimb internațional. Ele echivalau cu un dolar american. Dolarul avea existență fizică.
dolarul a funcționat, totuși să dăm cezarului ceea cezarului, a funcționat aproape 50 de ani fără să aibă un moment de inflație până la momentul în care s-a trecut de la contrapartidele bazate pe etaloanele aur la monedele bazate doar pe încredere, dolarul nu a variat deloc. Și atunci ne uităm ce propun aceste țări. E aproape imposibil să credem că monedele țărilor... Adică dacă, eu știu, China semnează un acord bilateral cu o țară oarecare, să spun, nu, o mare putere economică și plățile se fac în moneda chineză, nu înseamnă neapărat că acea țară e scoasă cumva din sistemul internațional al utilizării dolarului. Eu cred că nici în interiorul actualei configurații BRICS ei nu doresc să schimbe moneda de referință internațională. Ajungem la euro puțin. Euro nu este... N-a fost într-o formă extraordinară în ultimul an față de dolar, dacă nu mă înșel eu. Pe de altă parte, rămâne un reper pentru multe economii. Ne uităm în sud, vecinii din sud, bulgarii caută să sunt în mecanismul ratelor de schimb. Caută, da, pentru că bulgarii au avut imediat după revoluția noastră și a lor, deci după momentul 1989, când au trăit o primă criză monetară puternică, ei au trecut de la sistemul bazat pe bancă centrală la așa numitul Consiliu Monetar. Adică s-au ancorat de marca germană, care exista atunci, și de euro după, și nu au mai avut variațiuni pe cursul de schimb. Deci ei sunt mai pregătiți din perspectiva stabilității monedei decât suntem noi. Dar să dăm din nou cezarului ceea cezarului, să spunem că și România nu a avut variațiuni pe cursul de schimb, cel puțin de 5-7 ani de zile. Vedem că leul cotează în raport cu euro și cu dolarul tot la un barem de 4,90 și 5,497. Deci nu ne așteptăm, sau eu nu mă aștept ca în viitoarea campanie electorală să aud promisiuni dinspre politicienii. Vorbiți noștri de campanie la prezidențiale sau la parlamentare? Le unesc, pentru că bun, sigur, vom vedea dacă vom avea, da, să vedem dacă vom avea o campanie reală la parlamentare. Dar hai să le agregăm așa. Nu cred că unul din politicieni se va apuca să traseze așa un plan de întărire a disciplinei. A încercat o Dragnea când a dorit să aducă aurul monetar de la Banca Angliei în România pentru a-l vinde la turci. Și a ieșit din istorie. Ne pregătim, mai avem mai puțin de 3 minute până la încheierea acestei prime părți. Partea a doua, sigur, se va duce mai mult spre economia națională. Aș vrea însă să vă întreb, din punct de vedere al performanțelor relative în cadrul Uniunii Europene, cum a fost anul acesta pentru... sau ultimele date accesibile. Ce sugerează pentru economia română? Ar trebui să înțelegem contextul. Cum arăta Uniunea Europeană în momentul fondator? Părinții fondatori erau toți industriași, proprietari de fabrici, care înțelegeau ce înseamnă spiritul antreprenorial, responsabilitatea socială față de angajați și dorințele de atingerea unui obiectiv sau deziderabil natural profitul. Iar actualii conducători sunt toți creatori de proiecte. Deci acum nu se mai vorbește creăm fabrici, ci scriem un proiect european. În contextul acesta, nu e de mirare că fabrici precum Volkswagen, care era un reper la nivel european, își anunță concedieri masive în 3 locații din Europa. Da. Cu efecte în aval și în amonte, pentru toate celelalte industrii conexe. Da, și noi știm că România are un sector important umbilical, care depinde, da, de industria auto-occidentală, dar vom reveni la mersul economiei românești după o scurtă pauză publicitară.